Sufletelul de Nicu Cârlig. Mă plimbam într-o zi însorită prin parc. Căldura insuportabilă m-a scos din casă și unde puteam merge decât într-o zonă cu mulți copaci, care suportă săracii razele neîndurătoare ale soarelui pentru a ne apăra pe noi, cei ce stau la umbra frunzelor pârlite de arșița soarelui. Vreau să mă așez pe o bancă, să citesc dintr-o carte de dragoste cum ea îl întâlnește pe el și eram și curios ce imaginație erotică poate să dea scriitorul acestei faze. O începusem de acasă, dar am zis să o termin în parc. Mă așez și lângă mine stă pitulat la marginea băncii un sufletel. Mă uit atent la el și îl întreb ce face acolo. Ce să fac? Plâng, îmi spune el. Dar de ce să plângi? Întreb eu. Pentru că sunt rănită. Cine poate răni o sufletică atât de frumoasă și gingașă și ca tine? Întreb eu curios. Greu de spus, îmi răspunde ea. Era așa de mic acest sufletel, mă apropii de el să-l privesc mai de-aproape și să-i ofer o mângâiere. Când mă simte lângă el, tresare. Nu te speria, suflet frumos, nu-ți fac niciun rău, vreau doar să-ți ofer o mângâiere. O mângâiere? Întreabă el uimit. Da, o mângâiere. De mult nu am mai primit așa ceva, zise el plângând. Ești un om bun, nu? Zic, da, sunt un om bun. Sunt un suflet bun ca și tine. Lacrimile îi curgeau și aștepta mângâierea mea. Mă apropii, îl iau în palmă și îl sărut. Era foarte rănit. Sângele îi curgea în palma mea. Era atât de rănit, atât de necăjit. Of! M-am hotărât să-l iau acasă. Să am grijă de el, să-l vindec. Să-i vindec rănile, să-i ofer iubire. Cum te numești, sufletel? Întreb eu. Numele meu a murit odată cu trupul în care am fost. Am rămas uimit. Îl priveam fără să mai pot spune ceva și totuși doream atât de mult să aflu ce i s-a întâmplat când era ființă umană. Unde ai locuit, sufletel? Crezi că mai contează cine am fost? Unde am trăit? Cine m-a rănit? Nimic nu mai contează acum. Sunt un suflet ieșit din trupul său și care dorește să urce spre ceruri, dar care nu poate din cauza rănilor. Eu voi avea grijă de tine, îi spun eu, dar nu vreau să pleci nicăieri. Vreau să rămâi cu mine pentru totdeauna. Știi bine că asta nu e posibil, om bun. Și nu de mine ai tu nevoie. În fiecare zi mă îndrăgosteam de acest suflet, nu știu, mă atașasem de el. Îmi intrase lângă sufletul meu. Mă gândeam, oare trupul meu nu poate suporta oare două suflete? Să-l bag și pe el în trupul meu, lângă sufletul meu, să nu-l las de izbeliște, să nu-l pierd, să fie al meu pentru totdeauna, iar când trupul meu va muri, să zburăm împreună spre ceruri. Cum o fi? Cum o fi să fie un om cu două suflete? Oare ar mai avea nevoie de altă persoană lângă el dacă deține două suflete? Cum ar iubi? Cum ar face dragoste? Probabil ar face o dragoste interioară, fără plăcere trupească, ci doar sufletească. Stăteam și mi-aminteam că o astfel de iubire sufletească s-a mai întâmplat între două personaje foarte importante pentru această lume. Era o dragoste sufletească, nici de cum fizică. Iar
pot să spun că acea dragoste sufletească a dat naștere acestei omeniri. E mult de vorbit în sensul acesta, dar în acel moment nu asta îmi trecea prin cap. De ce vrei să-mi știi trecutul, mă întreabă sufletelul meu. Să știu și eu cine te-a rănit și de ce a făcut-o, zic eu. Nimic nu se mai poate îndrepta acum, chiar dacă știi trecutul meu. Eu vreau măcar să știu numele tău. Ok, uite, îmi spune ea. Mă numeam... Stai, nu mi-amintesc. Nu mi-amintesc cum mă numeam. Nu mi-amintesc cine am fost. Odată cu abandonarea trupului, toate amintirile, memoria, totul a rămas în trupul mort. În timp ce îngrijeam aripioarele rănite, pe aripioara dreaptă observ o inimioară. Era ca un tatuaj. Ce frumoasă inimioară, mi-am zis, dar am tăcut. Nu am întrebat nimic despre acea inimioară. Acea inimioară îmi amintea de iubirea vieții mele. Femeia pe care am iubit-o din tot sufletul, dar pe care am pierdut-o. Cum ai pierdut-o? Mă întreabă sufletelul. Dar de unde știi că la asta mă gândeam? Am pătrus în gândul tău și am auzit. A intrat în gândul meu, în mintea mea. Acest suflet știa tot ce gândesc. Bine, uite povestea mea și încep să o povestesc. Am iubit o fată. Bine, iubit e puțin spus. Adorată, divinizată. Era tot ce aveam pe lume, sufletul. Și îi povesteam cu lacrimi în ochi tot ce s-a întâmplat. Și ce s-a întâmplat, întreabă sufletul. A trebuit să mă părăsească, sufletul. De ce? Nu te iubea? Mă iubea enorm. Mă iubea enorm, sufletul, de aceea a plecat de lângă mine. Nu înțeleg, spune el nedumerit. Sufletel, noi ne iubim, ne iubeam foarte mult, enorm de mult, dar uite că viața nu întotdeauna ține cu noi. O boală necurțătoare a răpit-o și nu a vrut să sufăr, văzând-o cum se stinge sub ochii mei. Și tu ai acceptat? Mă întreabă sufletel. Nu, nu sufletel, n-am acceptat niciodată. Am căutat-o peste tot, atât cât am putut. A plecat cu părinții în altă țară, probabil să găsească un doctor mai bun, un spital mai bun, dar n-a spus nimic nimănui decât ea cu părinții ei. Chiar eu n-aveam de unde să mai știu amănunte și nu am găsit-o niciodată. Îmi pare atât de rău pentru tine, dar poate a luat decizia corectă, nu crezi? Îmi spune sufletelul. Nu cred. Aș fi iubit-o oricum. Până la moarte. Oricât de repede ar fi venit acea moarte. Cu ochii plini de lacrimi, sufletelul se uită în ochii mei și îmi spune, ești un om bun. Am îngrijit acel suflet cu toată dragostea mea. Cu multă iubire. Nu există cuvinte cât am iubit acest suflet. Până s-a vindecat în totalitate. Aripioarele erau gata de zbor. Îmi amintesc că mereu îi sărutam aripioara pe care se afla acea inimioară. Iubita mea avea din naștere pe mână o astfel de inimioară și mereu îmi amintea de ea. Plângeam tot timpul când sărutam inimioara aceea.
Scumpul meu, îmi spune sufletelul, a venit vremea să mă duc la locul meu. Îți mulțumesc enorm pentru tot ce ai făcut pentru mine. Cum o să mă pot revanșa față de tine? Nu trebuie să te revanșezi. Am făcut-o cu dragoste. Nu trebuie să-mi mulțumești pentru asta, sufletel drag. L-am luat în palmă, am ieșit afară și l-am eliberat. Nu înainte de a săruta inimioara de pe aripioară. Și-a luat zborul către ceruri, lăsând în urmă o dâră de praf de stele luminoasă în formă de inimioară. Intru în casă și îmi sună telefonul. Era mama fetei pe care am iubit-o enorm. Am un mesaj pentru tine de la fiica mea, îmi spunea. Poți veni, te rog, la aeroport mâine, că ne întoarcem acasă. Am zis că îi aștept cu drag și când se întreb de iubirea vieții mele, mi-a închis. Într-un suflet m-am dus la aeroport a doua zi cu inima la gură, sperând că o voi vedea pe viața mea, pe iubirea vieții mele, vindecată. Plângeam și inima îmi bătea cu atâta putere, îi văd. O văd pe mama ei, pe tatăl ei și atât. Ea, nicăieri. Am început să plâng. Se apropie de mine și plâng și ei cu mine. În brațe, mama ei ține ceva. Îmi arată. Era un copil. Micuț, drăgălaș, și îmi spune, e al tău. Fiica noastră era însărcinată când a fost bolnavă și a trebuit să facă cezariană. A dus această sarcină cât a putut și cât i-a permis boala. Apoi, din păcate, a murit. Muream și înviam. Aveam copilul nostru în brațe. Era incredibil. Era fetiță. Scoate o mânuță și mă prinde de nas. Îi sărut acea mânuță și observ ceva ce m-a făcut să leșin. Pe mânuță avea o inimioară. Thank you.